Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de pe serverul Blue Bucket. Înainte de zicem acest episod, vreau să vă zic că acesta este videoclipul unde puteți să lăsați comentarii cu particip la giveaway-ul cu Phoenix de pe serverul Orange Bucket. Deci lăsați un comentariu cu particip și extragerea, nu știu exact cum o voi face, o să vedem. Deci dați și pe butonul de subscribe și vedem, nu știu dacă sunt mulțumiți, dacă mai suntem ceva abonați, o să facem extragerea cât mai curând, da. Și dacă vă place noua calitate, vedeți că se vede mult mai fain videoclipul, da, este mai multă muncă depusă pentru că mi-am mărit foarte mult, am mărit bitrate-ul de la OBS la 30.000. Aia înseamnă, hai să intrăm în mașină, aia înseamnă că dacă filmezi 30 de minute sau 20 de minute, îmi face videoclipul vreo 6 GB, 5 GB. Cam așa mi-l face, deci da, sper să vă placă efortul meu. În continuare, mulți bani nu se sună exact de ce. Uai, să-mi bag, nu mai știu ce am întrebat. Mai știu ce am întrebat. Am întrebat dacă îmi pun gen care, câți bani îți trebuie în bancă ca să poți să primești dobânda maximă. Și au zis, mulți bani nu este o sumă exactă, what the fuck. Da, ce răspuns frumos. Nu îmi spune că mă răstor, că îmi bag piciorul din ea. M-am răsturnat, GG. O să rămân aici. Sal, ales. Vedeți că mi-am schimbat și fontul și mi-am pus și o mapă nouă. O să vă dau modurile, dacă vreți, dați un comentariu. Și ziceți, bă, frate, vreau și eu modurile tale și o să vă dau modurile, nu-i problemă. Adică o să fac tutorial cum să vi le instalați. Stați un pic să plătim asigurarea. O să vă dau. O să fac un tutorial cum să vă instalați modurile, că na. De ce nu? Na, o să pun mai multă muncă pe episoade, bă, pentru că, na, văd și eu suport din partea voastră, văd că vă abonați, văd că avem din ce în ce mai multă activitate. Deci, o să încerc să postez cât mai multe episoade și cât mai mare calitate, pentru că, am înțeles. Da. Hai să vedem, stai să văd un pic, stați-mi uitați în voie. O să vă arăt și vouă, pentru că nu sunt țigan. Stați, să intrăm pe Blue Bagged. Monitor capture. A, be right back. A, înțeles. Ia să-ți un pic. Blue Bagged. A, picat panel-ul. A, never mind. Verificăm după aia. Am vrut să verific să văd dacă mi-au acceptat cererea pentru că am fost offline și la e-mails nu mi-arată în slash e-mails, deci nu știu ce ar putea să aibă. Da. Vedeți că mi-am pus și, uite, deci modurile astea, adică, uite, HUD-ul, asta cu pumnul ăsta, aici că e GTA Vice City și ăsta și scrisul și fontul și alea, vedeți? Mapa am pus-o și uite, ăsta, pad-ul ăsta, uitați, vedeți cum se mișcă caracterul când merge, se mișcă așa mai realistic. Deci când aleargă, se mișcă un pic mai realistic, vedeți? Și când face toate animațiile astea, deci ID, Raul 2K, nu-i conectat, fac. I-am dat la un prieten contul meu să se joace un pic pe el, contul vechi, vă dați seama, contul nou nu-l dau. Adică ăsta nu-l dau. Ia. Am și eu 126 de puncte de respect, 692 de ore, dar nu vreau să dau by level, v-am zis, pentru că pe contul ăsta, nu știu, prin 2018, când termin și eu clasa 8-a, când termin tot, o să aplic pentru helper. Și cu orele astea și cu levelul ăsta, na, mă rog. Na, și ce să mai zic, frate? Aș vrea să aplic pentru helper pentru că, na, bine, prin 2018 mai avem un an aproape. Dar am zis să mai fac activitate până atunci. A, uite și. A, da, stai că e picat panelul. Stai să mai verific dacă a revenit. Nu a revenit. Verificăm după aia, la sfârșitul videoclipului. S-a băgat un nou update foarte șmecher pe Bugget în care poți să vezi câte ore ai jucat în ultimele 7 zile. Aveam undeva pe la 38 de ore sau 39 de ore în ultimele 7 zile. Adică undeva pe la 5 ore pe zi, 5-6 ore pe zi, cam așa. Deci, cam atât stiu activ pe SAM. Și foarte șmecher noul update, că normal înainte doar adminii puteau să vadă la playeri câte ore au jucat. Acum tu poți să vezi, dar bine, poți să-ți vezi doar ție, stai așa un pic. Fac chestia asta că în zona asta îmi dă crash, în zona aia acolo îmi dădea crash GTA-ul. E de la modul, nu știu exact ce are, sau e de la mine, nu știu, una din două. Poate nu merg mie modurile ca lumea, mai știm. Nu. Bă, clanul ăsta are 2 ani și ceva, ia uitați aici. Uite, liderul, da? Uite câte zile are în clan. 696. Deci are foarte multe bani. Și vrea să intru în ceva clan mafie, știi? Adică de la. Nu mai știu exact cine pusese anunțul ăla cu recrutăm talente tinere, ceva de genul. Că sunt unele clanuri care, de exemplu, unul din clan de ce frate, uite, îți dau și o 10K și tu mi-l omori pe ID-ul ăla, e ca un fel de hitman, știi? Și există și clanuri de genul. Și vrea să intru în un clan de ăla, care ar fi mai mult mai interesant, dar nu știu. Ia să vedem. Ia, vreau să membrii.
Membrii cu level 12 minim sau cu facțiune ne... Mă, nu găsesc. Vând materiale, așa... Vând colecție, what the fuck? A, am înțeles. Da, nu, nu, nu am găsit, nu mai găsesc. Nu știu, o să scriu. O să scriu un ad autofacțiune de aia, pentru că e foarte, foarte interesant. Vă dați seama acolo cum mergem. Zice unul, bă, frate, omoară-mi și mie pe ăla. Na, ca un fel de Hitman. Da, aoleo, nu îmi spune chiar mă răstorn. O, aoleo, mamă, ce stand perfect am făcut. Ia să slash ID XXX show. E, mă, băiatul online, ești nebun. I-am dat mașina. Get drugs, parcă era, nu? Get drugs. Da, uite, get drugs amount. Price. Price 1000 gram at crack house. 500 gram at faction HQ. Crack house. Mamă, 1000 pe gram, coaie? Adevărat? E ceva, e ceva. Hai să mergem să punem anunțul ăla cu clanul. Ia uite-l pe activatul. Unul mai... Ai, mâncat aș gura ta acum. Bă, dar știam că pe aici nu te poți băga, frate, în alte mașini. Ei, cu aia adevărat. Na, și fiți atenți aici, fiți atenți să vă zic faza de azi. Era o mașină care bloca pe aici, prea, știi? Și da un slash de port. Și zic la un alt frate, uite, bloca pe aici, prea. Ia-și tu mașina asta, știi? Am zis, bine, nu i-am zis așa, am zis? Că o mașină blochează pe aici. Băi, după 20 de minute mi-au acceptat cu aia reportul. Păi, și după aia am zis ce folosește slash report doar dacă ai probleme, frate. Păi, cu aia zisem acum 20 de minute chestia aici, ratat la cap. Bine că nu mi-au dat mute pe report, că am zis report fake cu aia. Dar eu zisem acum 20 de minute. Nice. Stai că nu mai știu unde vreau să mă duc. Să-mi bag piciorul. A, plasie, să pun anunțul. Da. Smaiu eu așa de felul meu. Bă, și plac foarte mult noile moduri, chiar dacă nu sunt chiar așa de noi. Dați-vă la o parte, băi, fișorilor, băi. Așa. Băi, astfel, ce mai avem băieții pe aici? Toate sunt și eu interesat de o mașinuță aia. Ce vă, mă, băieții ăștia pe aici? Un Bullet Infernus. Asta ce-i cu aia? A, asta e Super GT. 25 kk? 25 kk? Bă, E25. Nu știu, frate. Hai să mergem să punem anunțul. Bă, nu știu, oricum o să mi-l pun în ceva secunde, cel mai probabil noi să mai fim în filmare, dar în episodul următor, în caz de intru și într-un clan de tip mafie, băieți, vă salut. Ies din clan. Co-leader în clanul ăsta cu Honor, dar îmi pare rău, frate. Slash the caut clan, opa, caut clan de tip mafie. Virgulă. Caut clan de tip mafie. Am level 26. Gata, frate. 1000 de secunde, aia înseamnă vreo 30, nu, înseamnă vreo 28 de minute, 27 de minute. Deci nu filmez eu o oră, frate, ca să... Da, hai că... A, uite, ești mai parcat. Tu mă, că aș mai fi interesat să cumpăr o mașină, dar de asta, uite, în buget, de asta mic, în 13 kk. Că atât am deocamdată, ea. Uite, am deocamdată mașinile astea, aș vrea să-mi fac astea două, așa, v-am zis. Aș vrea Infernus și Sultan, sau Infernus și Bullet, ia. Ce zice asta? Asta e Hid? Nu. Nu e Hidmane. Așa, hai să... Ce vrea asta? A, mă rog. Bă, trebuia să pun anunț că vând materiale, bă, că am 23.000, înseamnă vreo 230.000. Trebuia să pun anunț că vând materiale, bă. Hai, eu aș merge un pic să fac DM pe polițiști de pe clădire, că-s jegos, dar nu știu ce să zic, bă. Hai să mergem să facem niște DM pe polițiști, nu știu dacă de pe clădire, dar hai să mergem să facem DM pe cop. Ar fi chiar interesant, bă. Ia câte ore am, stați. A, 692 de ore, bă, e bine. După asta o să fac 693. E ok, chiar e ok. Da, na. Nu mai acopăr data, frate, care arată urât. Slash, bye. Gun. Ia, fiți atenți ce moduri șmechere am pe Deagle și astea, vedeți? Vedeți șmecherilor, uite. Și cum se aude. Vedeți șmecherilor modurile, frate. Mai ai ce să zici. Foarte, uite, și țin asta, e un cruce și vezi, se face mai mare când tragi bine. Și logic se facă mai mare.
Dar e ok, frate, este ok, modulează slash bygone. AK47. Hai să mergem. Am aruncat un pic de bani. Ia uite-l, mă, AK-Asimov, ești nebun. Asimov. Bă, mane, ce faci, mă? Și n-ai voie să tragi așa. Hai să mergem să facem niște DM pe polițiști. Bă, dar nu m-aș urca pe clădire, frate. De fapt, da, că îmi dau ăștia atac cop și nu vreau să stau. Da, nu știu, frate. Hai să mergem să facem așa. Facem așa din lateral. DM. Mergem așa, le spargem roțile la pârliți, mă, la gabori ăștia pârliță. Hai să mergem așa încet și mergem pe aici pe lângă. Ia, am o idee, frate. Mergem așa pe lângă. A, dar nu vrea să urce, bă, pârlitul ăsta pe aici. Așa, da, o să sară peste, cred că. Bă, nu sărim, mă, peste, tu zgura. Ia. Ia secundă. Ia stai așa un pic. Să vin aici, că aici nu pot să-mi vadă numele părliții. A, dar aici nu pot să trag eu ca lumea. Ia. Ia uite-l pe pârlitul ăla. Bă, da, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Ia uite-l pe pârliția aia. Ia, nu vreau să vă vadă. N-am tras eu, frâtă, jur! N-am tras eu, ia, ia. Trag pe aici. A, dar nu pot mă opri, așa mai pe... Nu pot mă să trag pe aici, ești nebun. Ia uite, ia uite, ia uite pe pârliți. Nici nu văd bine cine trag, frate. Ia. Hai să vedem cine mai e pe împărare, un polițist pe hotel, frate. Salut, frate, ce faci? Ia. Șpoc. Opiș, frate, că oricum îmi dă vreo 15 minute. Salut! Ești urmărit de poliție, no shit. Pac, șmecherie, hă? Salut! Aaa, mi-a dat atac cop! Mi-a dat kill cop. Ia. Salut! Așa, bine, mă. Ia. Aaa, tu zgura, măti, mi-a dat 2 din 2, ești tâmpit. Da, eu da 15 minute, gel, oricum. Da, fraților. Sper că v-a plăcut acest episod, bă, de Sam, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Bă, am dat mare fail, bă, la kill cop acolo. Am dat cel mai mare fail la atac cop acolo, bă. Am vrut să nu mă vadă, dar m-a văzut și după aia am zis, bă, bag piciora aici și mă, că mă vedeți dacă nu mă vedem. Uitați aici o șmecherie, ce skin 299. Ce zici nu de asta, a? Hack, a? Avem hack, nu? Ia, uite, hack ăsta, ce skin 300, ia uite mă ce hack, am uitat SPD. Bă, SPD, de ce-ți băga la purna eu? Glumeam, ce aveți. Este skin changer pentru Samp. Da, ilegal, adică ceilalți oricum nu pot să-ți vadă skin-ul. A, poți să-ți bagi skin rate-ul, este de skin de paramedic. 304? Nu, 305. Care era, mă, pârlita aia de paramedic? Ia uite-o, ia uite-o! Pârlita. Așa, ia. Skin-ul de PD 200... 302? Ia uite-o! 300. Ia uite-o! Ia, skin de Grove Street. Care era, mă? Mie-mi place oricum asta. Ăsta-i frumiro. Da. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai vreți episoade în continuare și de calitate înaltă, adică ca acest videoclip să nu se mai vadă pixelat, pentru că știți că cele episoadele mai veți vedea un pic pixelat, pentru că nu aveam setări bune la OBS, acum am făcut setări, îmi fac și vișerile mai mari, dar nu este niciun bai, dați și vreau subscribe dacă mai vreți episoade de calitate așa mare și ne vedem data viitoare. Bye, bye!